Este acest prea cunoscut cuvânt din Romani 8 cu 28. Romani 8 cu 28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Amen. Este un text plin de înțelepciune divină. Este un pasaj dintre marele pasaje pe care Dumnezeu le-a revelat copiilor săi, de data aceasta, prin marele apostol Pavel. Este un pasaj abuzat în cercurile de credincioși, pentru că nu este înțeles în adâncimea lui. Seara aceasta aș dori să vin în ajutorul nostru în câteva gânduri, 15 minute, ca să intrăm în esența lui și să punem în inimă un mesaj simplu pe care l-am intitulat Legile vieții. Legile vieții. Postul Pavel spune în acest verset că în existența noastră pe pământ sunt cinci legi fundamentale care guvernează existența, viața. Cinci legi fundamentale. Și prima lege care guvernează viața tuturor oamenilor de pretutindeni este legea cunoașterii. Cuvântul Domnului spune, de altă parte știm. Cunoaștem, este în limba engleză. Este o lege care afectează pe toți. Legea cunoașterii. Știi că dacă te duci peste viteza legală și poliția te zărește, știi ce urmează, nu? Sunt care știu. Și eu știu. Știi că dacă poți să faci un bine și nu-l faci, ce faci? Un păcat. Știi că dacă n de părinți, tânăr fiind, și de biserică, și de lucrătorii Domnului, și te duci să fii acceptat de peers, de prieteni, și să faci ca ei, știi că în urmă degeaba vei zice, cum a putut să mi se întâmple tocmai mie? Că știi de ce s-a întâmplat tocmai ție. Sau mie. Sau oricare dintre noi. În viață Dumnezeu a rânduit pentru toți o lege fundamentală care să influențeze, care să atingă, care să afecteze existența noastră. Este legea cunoașterii. De aceea, este important să știm. De ce este important să nu fim ignoranți? De ce este important să nu ne pară greu să învățăm? De ce este important să umblăm în ce cunoaștem și să ne lăsăm guvernați de o cunoaștere sănătoasă? Dumnezeu vrea să-i cunoaștem cuvântul și funcții de acest cuvânt să-l slujim. Funcții de cuvântul Domnului se merge în misiune, funcție de cuvântul Domnului se slujești. Apoi, Duhul Domnului spune Apostolului Pavel, este o a doua lege care guvernează viața tuturor oamenilor. Este legea generală a lucrurilor. Uitați ce spune Apostolul Pavel, Duhul Domnului. Toate lucrurile lucrează. Este o lege generală a lucrurilor. Toate lucrurile lucrează, frașe, surori, doamnelor și domnilor, credincioși sau necredincioși. Haideți, priviți bine la mine. Lucrează răul în lumea aceasta? Lucrează. Lucrează binele în lumea aceasta? Lucrează. Toate lucrurile lucrează. Lucrează fără de lege în lumea noastră? Lucrează. Lucrează pocăința în lumea noastră? Lucrează. De aceea se merge în misiuni. Lucrează întunericul în lumea noastră? Lucrează. Lucrează lumina în lumea noastră? Lucrează. Toate lucrurile lucrează. Este legea generală a lucrurilor. De aceea, dacă a dat peste mine și peste casa mea necazul, peste tine și peste casa ta încercarea, nu trebuie să ne mirăm așa de tare. Pentru că legea aceasta generală a lucrurilor ne afectează pe toți. În lume veți avea necazuri. Dar în lume avem și biruințe. În lume suntem asaltați, dar în lume suntem mai mult decât biruitori prin Isus Hristos. Pentru că toate lucrează. Toate. Dar toate. Nu, 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 ți se întâmplă numai rău. Noi avem obiceiul ca și David, ca și fiii lui Core, ca și fiii lui Asaf, să exagerăm. Și uitați cum exagerează chiar lui Dumnezeu, zice, un val cheamă alt val la vuietul cădirii apelor tale. Și -a, uitați ce spune mai departe. Toate talazurile tale vin peste mine. Cam. Că mă, cât de la îngădui Dumnezeu pe toate, m-aș face praf. te face praf. Nu le îngădui Dumnezeu pe toate. Dar toate lucrurile lucrează. Toate o să ne afecteze. Și binele și rău. Și lumina și întunericul. Și minciuna și neadevărul. Vor lovi noi. Ne vor afecta. Ne vor guverna viața, existența la un moment dat. Apoi, este o a treia lege care guvernează existența noastră pe pământ. De fiecare zi. Este legea cooperării lucrurilor. Legea cooperării lucrurilor. Ce spune Apostolul Pavel? Ce spune Duhul Domnului? Toate lucrurile lucrează cum? Împreună. Împreună. V-ați gândit vreodată că binele poate lucra împreună cu rău? Este o lege a cooperării lucrurilor și afectează pe toți. De exemplu, unul dintre cei mai cunoscuți misionari ai secolului al xx a fost Paul Kaufman. Paul Kaufman a fost misionar în China. În 49 când a venit Revoluția Chineză, Revoluția Populară, Comunismul peste chinezi, Mao Tse Dung și Chu Yen Lai, care erau lideri în vremea aceea, au persecutat toată biserica în China, au omorât fără milă oameni vinovați și au expulzat pe toți misionari. Toți misionari. Și China s-a închis pentru Evanghelie. Apoi, Mao Tse Dung, erau liderii lor și Chu Yen Lai, au știut un lucru în răutatea lor. Au știut un lucru ca să cărmuiești aproape un miliard de oameni care erau atunci, vreo 6-700 de milioane, îți trebuiește să poți să comunici cu ei, ca să îi indoctrinezi pe oameni. Dar în, li, în China sunt peste 800 de limbi, peste 800 de limbi și dialecte. Dialectul cel mai mare este dialectul mandarin. Așa se numește, dialectul mandarin. Chineza mandarină, și în Lai și Mao Tse-Dung au dat o lege și au zis așa. Toată lumea în China trebuie să învețe dialectul mandarin. Că să putem vorbi împreună, ca și în America. Toată lumea trebuie să învețe engleză. Că suntem români, nu? Trebuie să învățăm engleză. Și-a mai făcut ceva. A zis, cine învață mandarina, fiecare familie primește un radio. Și chinești au fost foarte entuziasmați s-au pus pe învățate și în 2-3 ani au învățat tot același dialect și au primit câte un radio. Paul Kaufman a zis, slăvit să fie domnul. Hong Kong era liber. Au montat cea mai puternică stație de transmisie prin radio și în loc să se mai ducă o mie de misionari în China, trebuia unul să predice și să predice la toată China. În limba chineză, în dialectul mandarin. De deci, ce? acum când s-au mai deschis granițele în China, poate peste 300 de milioane de creștini născuți din nou în China toate lucrurile lucrează împreună. Este o lege a cooperării lucrurilor. Dumnezeu știe să convertească și răul ca din el să-ți iasă bine. Știe să-l supună pe cel rău. El se bucură, se gata, l-am nimicit, l-am pus jos. L-am pus jos. Dumnezeu știe să coopereze spre binele tău. Pentru că, de fapt, este a patra lege care guvernează viața oamenilor, a tuturor oamenilor, frate și sură, doamne și domnilor, este legea compensației. Este o lege a compensației. Toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Dumnezeu are o lege a compensației cu care guvernează viața noastră. Și cel mai bine este legea aceasta expusă în Cartea Genezei. Dacă vă uitați împreună cu mine, și poate că surorile de la, și frații de la uh, computer uh, ne ajută. Puneți acolo geneza 50 cu 19 la 20. Iosif a zis, fiți fără teamă, s-au temut că o să iese, să se folosește de autoritate de prim-ministru și acum mai pune la rând pe frații lui. Că sunt eu în locul lui Dumnezeu mai departe. Ia uitați ce spune Iosif. Voi negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr, mărit să fie Domn. Este o lege a compensației. Este o lege a compensației. Când a lovit cel rău și Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta. Dumnezeu vine în final și te compensează cu o binecuvântare. Poate nu înțelege acum, dar aceasta este legea pe care Dumnezeu a stabilit-o să guverneze viața oamenilor. Te compensează în final cu o binecuvântare. O știu din experiența personală și cred că o știți dacă vă gândiți bine. Și apoi, frați și doamnelor și domnului, ca să mă încadrez în ceea ce v-am promis, 15 minute, ce de-a lege care nu mai guvernează viața tuturor oamenilor este o lege a exclusivismului în viață. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele tuturora? Tuturora? Nu. No. Cei ce iubesc pe Domnul. Am să folosesc acest limbaj, probabil mai excentric pentru unii. Dumnezeu are un club exclusivist. Biserica. O grupare aparte. Chiar dacă biserica este persecutată, Chiar dacă tu și casa ta sunteți, suntem, jocoriți, călcați în picioare, în mersul vieții. Dacă ești în această grupare exclusivistă a lui Dumnezeu, a lui Isus Hristos, a Duhului Sfânt, care iubește pe Domnul, cum a zis Habacuc, și să văd totul năruit în jurul meu, și să văd totul pierdut în jurul meu, și să văd totul ars în jurul meu și să văd că Dumnezeu nu-mi răspunde 50 de ani la rugăciune. Eu tot în Domnul mă voi bucura. Atunci Dumnezeu zice, ei pe acesta îl apăr eu. Îi fac eu dreptate. Mă ocup eu de cazul lui sau de cazul ei. Pentru că este exact ceea ce spune cuvântul Domnului în Salmul 90, versetul 14. Fiindcă mă iubește zice Domnul, nu puneți acolo psalmul 90 ca să vadă, 91 cu versetul 14, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea, deci legea aceasta este exclusivismul ei pentru cei ce iubesc pe Domnul, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, că și cunoaște numele meu, next. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în stânturare, îl voi zbăvi și îl voi proslăvi îl voi sătura cu viață lungă și vă voi arăta mântuirea mea. Ați observat? Vedeți că este bine să fiți și în cluburi exclusiviste? Nu că biserica este un club, să nu tragă cineva concluzii din cele care sunt negândite și nerumegate. Cinci legi. Legea cunoașterii. De altă parte știm. Tu știi foarte bine de ce ai ajuns unde ai ajuns și de ce ce se întâmplă, ce ți se întâmplă. Ai călcat în picioare legea cunoașterii. Am călcat în picioare această lege. Este legea generală a lucrurilor. Toate lucrurile lucrează. Dacă îți merge bine, mulțumește Domnului. Însă nu uita că mâine bine și întunericul, pentru că toate lucrează. Și s-ar putea să fie lovit, să fiu lovit. Este legea cooperării lucrurilor. Toate lucrurile lucrează împreună vei fi uimit să vezi că răul în final lucrează cu binele, pentru că Dumnezeu știe să convertească răul ca să-ți facă bine. Apoi există această lege a compensației, toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Dumnezeu te compensează, te recompensează în viață. Nu te lasă numai la bunul plac al celui rău. Îți aduce o binecuvântare pe care nici nu ai visat-o. Dar în final, dacă vrei cu adevărat ca să ai parte de legea cea mai frumoasă, legea aceasta a exclusivismului. Iubește-L pe Domnul. Iubește-L pe Domnul. Și vei fi în afara celorlalți, celorlalte patru categorii. Pentru că Domnul va lua cauza ta și o va face cauza Lui. Familia ta este familia Lui, viața ta este viața Lui, problema ta este problema Lui. Și Dumnezeu își va arăta măreția în dreptul tău și acasă tale. Mă rog Domnului să pui în inimă cuvintele acestea. Să vezi că, într-adevăr, cuvântul Domnului este frumos și este adânc. Este practic. Dumnezeu l a intenționat pentru tine și pentru mine. Legile vieții sunt rânduite de Domnul. Iubește cuvântul, iubește legea lui și vei vedea că Domnul îți va purta de grijă. Amin!